foarte important pentru aeroportul internațional Avramea cu Cluj, cu a doua oară în istoria aeroportului, aniversăm 3 milioane de pasageri. Suntem deosebit de onorați să aniversăm 3 milioane de pasageri împreună cu compania Swissair. Doamna Cristina Pavel este reprezentanta companiei Swissair. După cum cunoașteți, avem 3 zboruri Cluj-Zurich pe săptămână. Considerăm că este un zbor foarte mult, sunt foarte multe conexiuni, ca dovadă că pasagerul 3 milioane, domnul Radu Albu, a venit din Argentina. Dar mai multe despre companie și despre zborul pe Cluj, o rugăm pe doamna Cristina Pavel să ne spună. Mulțumesc, domnule director Ciceo, mulțumesc tuturor celor care ați venit astăzi la acest eveniment emoționant. Momentul de astăzi este foarte important pentru noi, având o dublă semnificație, atât atingerea pragului de 3 milioane de pasageri și avem alături de noi pe norocosul pasager, cât și faptul că acest eveniment se derulează în noul cămin, în noul aeroport, care acum a ajuns la niște standarde internaționale și pentru asta vă felicităm, domnule Ciceo, pentru noastră, echipa dumneavoastră excepțională și toți cei implicați, toate autoritățile și toți cei care au contribuit cu mult devotament și tenacitate, aș putea spune, ca să ajungeți să puneți acest plan să devină realitate. Pentru noi, ca și linie aeriene, contează foarte mult, pentru că o călătorie nu înseamnă doar momentul în care te urci la bordul avionului. Înseamnă o experiență complexă și de multe ori partea de aeroport face la fel de mult ca și experiența de la bord. De aceea, prin faptul că ați modernizat și ați adus acest aeroport la un standard extraordinar, ne ajută pe noi ca linii aeriene să oferim plus valoare pasagerilor, clienților noștri comuni și vă mulțumim foarte mult pentru asta. În ceea ce privește Lufthansa Group și respectiv Swiss International Airlines, Lufthansa a început călătoria sa către inima Transilvaniei, către Cluj, acum 16 ani, cu un zbor de München și de atunci și-a consolidat în permanență poziția, astfel încât în primăvara acestui an, în luna martie, am adăugat și un zbor nou, o rută nouă, operată de Swiss International Airlines Cluj-Zurich, care alături de ceilalți parteneri, membrii din Lufthansa Group, oferă conexiuni către peste 300 de destinații în mai mult de 100 de țări. Swiss, ca și ceilalți membri din Lufthansa Group, este foarte preocupat de ceea ce privește sustenabilitatea. Noi asumăm foarte multă responsabilitate. De aceea am adoptat o politică extrem de atentă, în principiu folosind ceea ce se numește SAF, Sustainable Aviation Fuel, care este mult mai puțin poluant. Iar dezideratul este ca până în 2030 emisiile de carbon să fie reduse la jumătate față de cele raportate în 2019, iar până în 2050 să se zboare total neproducând dioxid de carbon. Sperăm din suflet să creștem împreună și să celebrăm cât mai curând poate al patrulea milionulea pasager și să ajungeți cât mai repede la dezideratul dumneavoastră de 7 milioane de pasageri. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult, doamnei Cristina Pavel, felicitări Swiss International Airlines. După cum cunoașteți, aeroportul internațional Avramian cu Cluj este deținut de către Consiliul Județean Cluj, Consiliul Județean Cluj din 1997, de când a fost transferat la Ministerul Transporturilor, a investit sume importante până când am ajuns profitabil.
în momentul de față avem profit. Ne bucurăm că putem noi să dăm parte din profit și din chirii Consiliului Județean anual. Domnul vicepreședinte Vakar Irfan, care a sprijinit-o din aeroportul, este alături de noi. Mulțumesc, domnule director. Vreau și eu să felicit pasagerul și, bineînțeles, firma, dar prin această firmă, toate firmele care operează în cadrul aeroportului, că sunteți foarte importanți. Și sunteți importanți nu numai pentru aeroport, ci sunteți importanți pentru Clujei, pentru Transilvania, deoarece plus valoarea pe care o are metropola Cluj, Transilvania, este dată de aeroportul care este în proprietate și lucrează foarte bine, dar fără companiile aeriene care operează aceste zboruri de înaltă calitate și siguranță și mai ales, cum a spus mai înainte, și de calitatea vieții și calitatea mediului, nu putem decât să vă felicităm și să ne bucurăm pentru acest lucru. Noi, ca și Consiliul Județean, vom continua să sprijinim cu ceea ce ne dă dreptul legea și ce putem noi face pentru singura poartă clară de intrare în mijlocul Transilvania, deoarece după 34 de ani încă nu avem autostrăzi direct legate la sistemul de autostrăzi al Europei. Deci unica și cea mai importantă poartă rămâne aeroportul internațional Cluj, pentru care vreau să felicit colegii care, bineînțeles, domnul director, este foarte important în această ecuație, dar una hirundă nu faceți verb, prin urmare, colegii fiecare care munciți foarte mult peste program, peste tot și aduceți fonduri europene, faceți tot posibilul sub conducerea managementului aeroportului, faceți tot posibilul pentru a crește, este meritul dumneavoastră, aplauzele și dumneavoastră și cred că în principal dumneavoastră le meritați că reușim să sărbătorim noi 3 milioane, cine știe, poate cândva 4 milioane, 7 milioane, Doamne dă, de pasageri. Cât mai mulți oameni care trec prin această superbă poartă modernizată, dar care continuă să crească, cât de mulți este bine pentru Cluj, este bine pentru Transilvania, pentru România. Vă mulțumesc foarte frumos în numele Consiliului Județean Cluj, în numele întregii conducere a Consiliului, mai sunt colegi consilieri cu noi care au venit să onoreze acest frumos eveniment. Vă mulțumim! Domnul Radu Albu este pasagerul cu numărul 3 milioane. Mulțumesc! Sunt puțin emoționat. Nu am văzut soția și băiatul care au intrat acum în încăpere cu noi de 2 săptămâni. Am o viață de călător. Ieri am vizitat țara cu numărul 74. Astăzi sunt pasagerul cu numărul 3 milioane. Grupul Lufthansa a fost întotdeauna în călătoriile mele foarte dese favorat de mine pentru buna conexiune, pentru serviciile excelente. Am fost pasagerul, cred că, primului zbor de München acum 16 ani. De atunci zbor pe München foarte des. Foarte des cu Lufthansa, tot mai des cu Swiss, care se conectează cât mai bine, tot mai bine cu Cluj. Sunt onorat să am parte de primirea voastră. Am văzut evoluția aeroportului, am trăit în containerele provizorii, el este Gabriel, am văzut evoluția, am văzut modul în care a crescut aeroportul. Sunt obișnuit și vă pot face recomandări de restaurante și cafenele în toate aeroporturile aproape din lume. Iar Clujul vine din spate tare în ceea ce înseamnă modul în care își primește clienții, utilitățile pe care le pune la dispoziția lor și felicit Consiliul Județean pentru implicare, pentru management. Am rămas plăcut surprins, de obicei nu rămâi plăcut surprins în evenimente de genul ăsta, de viteza de dezvoltare a noului terminal. În momentul în care m-am văzut în prima zi în containerele acelea, am zis o să stăm aici 5 ani de zile. Da? Am rămas surprins să văd că nu s-a sfârșit un an și terminalul a fost gata. Felicitări! Mulțumesc! Și la cât mai mult pasajeri! Felicit și mulțumesc!
Felicitări, mulțumim mult. Gabriel, vrei să te faci pilot? Nu. E bine că ești autorat. Ce vrei să te faci? Motocicliză în Doro. Mulțumim, după cum spunea și domnul vicepreședinte, a fost o muncă de echipă. La aeroport suntem aproximativ 360 de angajați în acest moment. Le mulțumesc și felicit pe toți colegii, membrii Consiliului de Administrație, care au făcut un efort deosebit și, bineînțeles, pe toți cei din perimetru. În perimetru, să știți că am ajuns la aproximativ 1500 de angajați. Sunt instituții, societăți care contribuie la plan de servire a pasagerilor, Serviciul Român de Informații, Brigada Antitero, care se ocupă de controlul de securitate, Poliția de Frontieră, Poliția Transporturilor Aeriene, Romața, firme de handling, Serviciul Vamal, după cum observa și domnul Radu Albu, avem restaurante, avem magazine, companiile aeriene și numărul este în creștere. Adresăm mulțumiri consilierilor județeni, în mod special celor care ne-au rugat astăzi cu prezența, dar și conducerii Consiliului Țean pentru sprijinul pe care l-am avut. Avem o legătură foarte bună cu comunitatea, vă mulțumim la dumneavoastră pentru sprijin. A fost un an destul de dificil. După cum am mai prezentat anterior, anul acesta nu au fost suficiente aeronave pe piață. Au întârziat livrările, compania Wizz Air, Lufthansa și alte companii au avut problemele cu motoarele pretendindei pentru au trebuit reverificate. Din cauza asta a fost destul de greu să ajungem la 3 milioane. Wizz Air au fost nevoiți să anuleze destinații și frecvențe nu numai pe Cluj, dar și în lume. Am reușit să recuperăm de la celelalte companii aeriene. Ne bucurăm că și Swiss Air a contribuit astfel încât să depășim 3 milioane. Anul trecut am avut 3.240.000. Sperăm să ajungem la aproximativ 3.300.000. Deja am anunțat noutăți pentru anul viitor. Compania Anima Wings în 15 ianuarie va începe 5 zboruri pe săptămână Cluj-București. Din 2 mai Air Baltic va începe Cluj-Riga, 3 zboruri pe săptămână și suntem în discuții și cu alte companii aeriene. Prin numărul de frecvențe, prin numărul de destinații, bineînțeles și cu contribuția Lufthansa și Swiss, considerăm că merităm să spunem că suntem real poarta aeriană a Transilvaniei. Vă mulțumim foarte mult. Dacă dumneavoastră aveți ceva întrebări. Cât de norocos este pasagerul cu numărul 3 milioane? Ceva câștigat? Este într-adevăr norocos și sperăm să poată da curs cât mai curând acestei posibilități de folosi cele două bilete dus întors pe ruta Cluj-Zürich în clasa economy. Felicitări încă o dată. Să le spunem și celor care nu știu ce înseamnă acest status. Este unul dintre cele mai avansate. Asta înseamnă un călător cu adevărat frecvent și care are niște beneficii suplimentare și un tratament deosebit. Felicitări de două ori. Nu uitați un pic.
dată, zău. La mine? Super. E ok că am filmat.